O mireasă de împrumut este o comedie clasică prin povestea și imaginile plastice și prin muzica de epocă ce are puterea să transpună spectatorii în perioada anilor 20-30 din secolul trecut. În acea perioadă oamenii aveau principii nobile, știau ce este respectul reciproc, lucruri care par astăzi depășite. Ideile care stau la baza concepției regizorale sunt timpul, banii și conflictul între generații. Aceste elemente și aspecte se regăsesc și în societatea românească, provocând consecințe mai mult sau mai puțin grave. O mireasă de împrumut amuză prin răsturnările de situație, ticluite de autoarea suedeză Astrid Lindgren. Pe scurt, povestea ar fi următoarea. Pentru a moșteni pe mătușa lui, tânărul Julius Julen trebuie să se logodească. Își caută o iubită disperat pentru că mătușa urmează să-l viziteze. Atrage o colegă de pensiune în acest joc. În finalul peripețiilor, tânărul se va logodi cu o altă persoană care coabitează și ea în pensiune.